suntem majoritar, declarăm ședința deschisă. Trecem la procesul verbal pe 2. La primul proces verbal din 28.02.2023. Obiecțiuni pe la procesul verbal. Dacă nu sunt obiecțiuni, supunem la vot. Procesul primul proces verbal. 28 sau 29? 28.02. Trecem la procesul verbal din 29.03.2023. Prezent toți? Domnul consilier? Prezent, da. Mai puțin Da, bine. O să scrie bine. Domnul Barna? Da. Să scrie la cuvânt. Procesul verbal din 29.03. Doamna secretar, eu v-am rugat în mai multe rânduri să nu mai întocmiți în fals procese verbale. În procesul verbal din 29.03, dumneavoastră ați scris aici, în continuare, nemai fiind alte discuții, la ordinea de zi, domnul președinte declară lucrările ședinței închise. Da. Fals. Nu este fals. Conform filmărilor, se poate observa cum în timp ce domnul președinte de ședință se ridică de la masă împreună cu majoritatea consilierilor și cu domnul primar și domnul viceprimar, era un domn cetățean al comunei care își expunea niște probleme, care nu a fost ascultat, a fost lăsat să vorbească, iar dumneavoastră întocmiți procese verbale în față. În continuare, nemai fiind alte discuții la ordinea de zi, ar fi însemnat... Nu. Domnul Cioenegel a avut cuvântul, a discutat și a expus părerea... Cum n-am scris? De filmare nu se aude nicio asemenea frază. Procesul verbal este esența discuțiilor, deci eu nu pot să scriu chiar cuvânt. Eu vă rog să nu mai întocmiți în fals procese verbale. Nu sunt în fals, pentru că eu vă pot dovedi și pe cameră ce s-a discutat și ce s-a scris acolo. Bine, da, este părerea dumneavoastră. Fals. Ce ați scris aici? Da. Tot la proces verbal, dacă domnul consilier Ciprian Barna a luat în discuție și este nemulțumit de ultima parte, în primul rând, cetățeanul care a venit și a pus în discuție anumite probleme, nu făceau parte din proiectele de hotărâri de ordinea de zi a noastră. Aici trebuie să discute. Și rog azi, dacă a venit, să discute exact pe ordinea de zi a noastră de astăzi. Nu ne abatem de la anumite chestiuni. Da. Nu, și mă rog, domnul Barna... Domnul Leagă. Da, da, altă chestiune. Da, doamna secretară, nu a scris în procesul verbal și mă așteptam, probabil... Prezentarea făcută de domnul Barna Ciprian, raportul de activitate care este foarte frumos întocmit, unde a scos în evidență activitatea dumnealui. Și am reținut, folosind foarte des cuvântul și repetat cuvântul, v-am spus, v-am atenționat, v-am arătat, v-am, dar cuvânt care... Și obțin pe mine, mă cam supărat. Dacă ar fi să îi dau un calificat pentru compunerea făcută, nu știu dacă i-aș da suficient. A doua chestiune, de la a face până la, de la a spune până la a face, totuși este o distanță foarte mare. Foarte ușor să spui, domnule, v-am spus, dar este greu ca să faci. Și ca să faci, în primul rând, totul depinde de bani. După cum am auzit și am simțit și pe pielea mea, domnul Barna nu a aprobat niciodată bugetul local. Minciună. Ce să facă primarul? Anul trecut l-am aprobat. Minciună. Nu e minciună. Mințiți. Verificați procesele verbale și întrebând dialog. Păi dacă mințiți. Anii trecuți, anul ăsta a aprobat bugetul? Anul acesta nu. Și v-am și explicat de ce. Da. Și de ce? Sunt în opoziție. Îi explic. Sunt în opoziție și nu-mi place ce face domnul primar. Da. Astea. Plus de aceea, în procesul... Domnul, citind... Asta e mediese. Eu treabă. Hai să mergem direct la ședință și... Nu, dar ca să văd că trebuie scris în procesul verbal de asta lui. Da. Ascultă. Hai, primarul, dar fiu. Lăsa-mi direct și de-aia. Am treabă de asta.
Prezentând raport de activitate. Dar discutăm de proces verbal sau de raport? Nu, că nu e consemnat în procesul verbal. Pentru că este puțin important. Ați comentat dumneavoastră că bănuiesc la consilierii PSD au fost numiți că ei fac parte dintr-o turmă. Nu. Mulțumim. Da, da. Da. Am spus că prin acțiunile dumneavoastră vă comportați ca o turmă. Păi, da, e o mare diferență. Tot acela. Dar nu, e același lucru. Nu e același lucru. După care același lucru. Ați spus că... Nu dați dovadă de analfabetism funcțional. Înseamnă că nu înțelegeți textul. Da? Da, nu dați dovadă, vă faceți de râs singur. Una este să spui, prin acțiunile dumneavoastră vă comportați ca o turmă și alta este ce spuneți dumneavoastră. Important e că ai făcut pe toți. Nu i-am făcut eu. Acțiunile lor i-au făcut. Dar tu i-ai făcut prin discuțiile tale. Nu, e o mare diferență. Adică faceți voi. Nu, eu n-am făcut pe nimeni. Asta înseamnă. Ați folosit alt cuvânt după aceea. Niciunile. Comportăm ca niște marionete. Prin acțiunile dumneavoastră. Prin acțiunile luați. Am să vă demonstrez cine se comportă ca niște marionete. Că una semnează în procesul verbal de la comisii și altfel votează în plen. Adică, nu-i manevrat dumneavoastră? Nu-i nicio manevră. Nu? E o ședință de comisii. Dau aviz favorabil să ajungă pe ordinea de zi. Faceți distinție între capră și varză, domnul consilier, că sunteți mult mai vârstă ca mine. Aviz favorabil pentru a ajunge pe ordinea de zi și pe ordinea de zi votez cu amendamente? Poftim? Am venit cu amendamente, păi am da, să trebuie să, fiecare astea trebuiau să vină de la comisie, președintele comisiei. Da. Iar vă spun, amendamentele pot fi scrise sau verbale. Domnul consilier. Domnul Barna, aveți atâta vechime în Consiliul Local, ați trecut ca aveți ca plenar. Exact. Nimic nu s-o preznează să-i respecte. Să punem la vot a doilea proces. Bine ar fi să prezentați dumneavoastră un CV sau un curriculum vitae despre activitatea dumneavoastră. De ce n-a drămat profesorul Aludaș? De ce n-a drămat profesorul? Nu s-a auzit aici. Mai spuneți o dată? De ce? Ar trebui să prezint dumneavoastră. De ce nu a rămas profesorul Aludaș? De ce a plecat? De ce nu a rămas profesor la Moinești? De ce a plecat? De ce ai plecat de la... Ai fost șofer pe tir, că ai ajuns acolo. Așa. Păi, acțiunea de la Pârjol, Drujba. Pavele de la Fărmață. Hai să trecem la ordinea de zi, nu plecăm. Domnul președinte, ăsta este atac la persoană. Domnul președinte, ăsta este atac la persoană. Spuneți-mi și mie, domnul consilier. Nu, explicați-mi un lucru. Domnul primar, explicați-mi un lucru. De ce eu, în calitate de consilier local, și trimis aici prin votul oamenilor, când vă întreb de banii publici, dumneavoastră toți săriți și mă atacați la persoană. Ăsta e atac la persoană ce faceți dumneavoastră. Eu nu v-am întrebat ce ați făcut dumneavoastră acasă. Eu nu v-am întrebat de nicio acțiune personală. Eu v-am întrebat de activitatea dumneavoastră de consilier local în Consiliul Local al Comunei Balcani. Să vadă oamenii pe cine votează. Păi să vadă oamenii pe cine votează. Știu oamenii pe cine votează, domnule consilier. Știu. Și dacă dumneavoastră veți continua cu chestiile astea, voi face exact ce a zis domnul primar. Vă voi da în judecată. De ce faci? Eu jalbă, singura jalbă care am făcut-o, a fost la mediu, domnul primar, și v-a pus la curățenie. Pentru că în 6 ani n-ați făcut curățenie. Nu mai minți, domnul Barna. Și după jalbă la mediu, nici acum. La secretarul la ministerița pe mâine și aia a fost la ministerița pe mâine, da? Da. În primărie se face manicură de cine era la manicură? Da, bine, asta e altă. Nu am găsit pe nimeni. Dar ce faci? Ne abatem de la luați apărarea, domnul primar a prezentat ordinea de zi. Sunteți invitați în ședința din 21.04.2023 cu următoare ordine de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 31.03.2023, proiect de hotărâre privind modificarea anexei hotărârii Consiliului Local numărul 6 din 31.03.2023 privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului
numărul 65 din 27 a 12 a 2022 privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate a primarului Comunei Balcan. 4. Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Sociații Solidarității Sociale cu Consiliul Local Balcan. Proiectul privind respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de către societate de SC Compania Rompres Services a de către oaturile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău. Proiectul hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune, proprietate privată a Comunei Balcani diverse și mai avem un proiect de la urgență. Nu știm ce mai avem un proiect. Cu permisiunea noastră, o să domnul președinte să suplimenteze ordinea de zi cu un proiect nou, dacă sunteți de acord. Este vorba de aprobarea aderării autorității publice locale Comuna Balcan, județul Bacău, la parteneriatul GAL, codul RUNG. Acesta este titlul proiectului. Mai multe amănunte o să dea colegul meu, domnul Iliescu. Trebuie să votăm suplimentarea ordinei de zi. Cine este pentru suplimentarea acestui proiect la ordinea de zi? Trebuie să totuși și rapoartele la... Da. Supunem la vot ordinea de zi. Pentru. Trecem la primul proiect, alegerea. Proiectul privind alegerea președintelui de ședință. Propuneri la, pentru alegerea noului președinte de ședință. Da, propun de domnul Sofronic Constanțel. Cu alte propunere. Nu mai este. Cine este pentru domnul Sofronic Constanțel? Doi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 31.03.2023. Discuții. Discuții, bine. Atunci sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Ciprian, domnul Ciprian Banu, o abținere avem. Acolo? Abținere? Da. Trei abținere avem. Proiectul privind modificarea anexei hotărârii Consiliului Local numărul 6 din 31-a 3-a, privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului numărul 65 din 27-a 12-a, privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcțiile publice și personal contractual în aparatul de specialitate a primarului. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Avem trei abțineri. Două abțineri. Domnișoara a votat pentru. Da? Două abțineri. Este pentru. Proiectul de privind... Încheierea privind încheierea protocolului de colaborare. Patru. Proiectul privind încheierea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Comuna Balcani. Este un proiect la asistența socială, doamna Cerdica s-a ocupat și mâine trebuie ultima zi care să-l prezentăm plecând la Tula București. Dacă discuția... Discuții pe latura acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Tot pentru. Și proiectul privind respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de către compania Rompres Service, de către cuaturile membre parte la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare, transport, deșeuri municipale la județul Bacău. Discuții pe latura acestui proiect?
cum scrie la final. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, ține, postem. Prevederile de privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unor suprafețe de pătune proprietate privată a Comunei Bancare. Discuții? Dacă nu sunt discuții, spune la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, toți pentru. Prevederile privind aprobarea aderării ca să-i program, nu? Autorități publice locale, Comuna Balcan, Vest Bacău, un parteneriat egal cu Podgorica. Care la care facem parte. E vorba despre finanțarea grupurilor de acțiune locale pentru următorii 5 ani, perioada 2023-2027. Pentru a obține sprijin financiar, nu vor mai depune ca și galul. Ar trebui să facă parteneriate. Adică galul existent Ulmus Montana, din care facem parte, va face un parteneriat cu alți agenți economici, ONG-uri și alte asociații. Șef Mărie Icoană. Discuții? Dacă nu sunt discuții, suntem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă, totul pentru. Trecem la diverse. Eu vreau să... Da, la diverse există și un invitat pe câine de al... Am de făcut o completare de data trecută. Da, la urmă. Da, la urmă. Am două propuneri. Să aveți în vedere vis-a-vis de salzizare. M-am consultat. Am întrebat și eu și acolo discută. Vis-a-vis de vegetația care se aruncă la baltă. Hai să luăm pe cea de aia. Hai să vină cu un proiect de hotărâri. O dată pe săptămână, mașina primăriei, cea care va fi achiziționată sau tractorul, se ia gratuit această vegetație și s-o pune la un anumit punct. Pentru că asta este biodegradabil și nu e cu problemă să afecteze, eu știu, mediul sau ce mai este în zona aceea. Cetățenii, eu știu, cei care au... Eu, de exemplu, curăț pomii primăvară, n-am un zidu. Dacă le dau foc, ia casa vecinului, da, sau oameni. Atunci să vină o dată pe săptămână, nu neapărat la mine, toată comuna gratuit, ca așa am înțeles că este și prin alte părți, să ducă vegetația asta într-un loc, eu știu, într-o mare de pădure. O știe, putrezește, poate să ia lumea. Lumea unde se duc, poate? Lumea unde se duc, să fie o platformă? Ei, să-l țină, nu, să-l țină acolo, în fața casei și într-o zi pe săptămâni să ia tot. Da, zi fixată. Da. O zi fixată de primărie, dar gratuit. Și atunci așa oamenii curățați. Și atunci nu să mai ții probleme, știi? Da. Toată lumea aruncă în colțurile lui, să ferește din cealaltă, din cealaltă. Eu așa zic că ar fi bine să... Sunt beroanele cu crengi. Dar eu, sincer, n-am unde duci. O curățat trebuie să pun pe cineva să dea foc imediat, nu arde, nu... O lăstărit via vara și o urcut o veroane. Da, și n-ai cu ce. Dar ei nu arde atunci, e bine. Am avut discuții cu privitor la chestia asta. Trebuie să vin cu hotărâri și o facem. Păi hotărârile Consiliului să găsim spațiile de depozitare conforme pentru așa ceva, să ni se aprobe și de agenția din. Dar la asta nu are treabă, e biodegradabil. Deci unii ducem, o să ducă și altă mizerie acolo. Ei, dacă îi prindeți pe aia care duc acolo, taxați, veniți cu proiect de hotărâri și cu specificații, da? Acolo îi taxați care... Posibil ca în următoare... Este posibil să fie și asta. Da, este posibil. N-ar fi rău. Și doi, toți să ne batem pentru mediu. Toți să ne batem să plantăm. Dom'le, de ce s-au tăiat brază și aia la dispensarul uman și pe unde s-au mai tăiat? Nimeni nu l-a luat nicio atitudine. Faceți gălăgii, țipați, vorbiți. Dar de ce s-au tăiat? După aceea n-au mai... Da, la frumoasă. N-au mai mult de 23-30 de ani. Cam așa, după Revoluție. Am înțeles că vor să facă ceva. Ok, foarte bine. Dar cu spațiu verde ce ai? Ce dacă făceau un bust, o statuie, sau eu știu, un tun acolo puneau și în jur brază ce ieșă tui sau eu știu, floace? Care era problema? N-ar fi trebuit să le dați voi. Nu, eu nu cred că au tăiat fără să știe cineva de la... Nu cred asta. Nu este corect. Adică dacă și eu mă trezesc, mă duc și dai tuia de la școală, când vine mie să fac, eu știu, statuia lui domn Scorțanu acolo sau lui doamna Chipea. Școala e domeniu public. Și acolo domeniu privat, dar n-are voie, doar știți. Corect. Trebuia să anunțe, bă, vezi, stai să vezi, este Consiliul Local, stai un pic. Chiar dacă e proprietate privată, nu faci ce vrei pe proprietatea ta, ca și cu ăsta cu locuințele.
Bănuiesc că o discuta numai în Consiliul Parohial. De acord, de acord, dar putea să consulte cu noi. Care-i problema? Degeaba e acolo. Eu înțeleg că vor să facă ceva, dar nu trebuie să tăiască. E păcat. Vrează din gardul bisericii s-o tăiat din cauza că stăcate mele la gard. Ai las, gata, nu vine cu ștețe din astea, du-te unde vrei tu, dar nu la mine. Toate temelia aceea se putea făcea în față. Toate sunt sub regim silvic, toate ce-i mai gros de 30 de ani. Dar iată, s-au spus că atunci e fără la părere. Să găsau soluții. Deci în viață nu există cuvântul nu și întotdeauna să găsești o soluție la orice. Să ții mintea. Da, iubă, stai, iubă, am înțeles că vor să facă o statuie al părintele. Nu știu, poate e minciună. Nu știu. Foarte bine. Cu ce deranja? Că nu se vede? Nu deranja asta. Să faci altă temelie. Cât costă o temelie? Cât îți trebuie ca să crească un copac? Hai că nu mă convingi cu asta. Asta e apurea. Dar e Consiliul Parohial. Da, Consiliul Parohial nu trece peste hotărârea de Consiliul Local, să știi asta. Nici eu, nici tu, nici altul. Vreau urmă că ți-o plată. Nu contează. Nu contează, e regim silvic. Nu contează. Nu contează. Hai că te ocupi și cu tine. Suntem altă discuție acolo. Păi, altă discuție. Dar nu faci ciprei tu într-o comună. Nu. Nici acasă nu faci ciprei. Nu copul, vorbim de biserică. De biserică. Biserica este am înțeles că și în cimitir asta ea, nu? Preotul are consilierului. Da. Păi hai să dorim în biserica că vrea preot. Dacă poate vor, da, și dacă vor, poate dorim în biserica. Nu-i cad, hai că nu ai. Nu, păi de ce ai ei voce? Hai, lasă, nu umbla cu... Nu merge la mine cu fârfâie. Ești la mine. Dar nu încerc să mă apunești, că nu mă pun. Unde vor, explic? Asta e o fine. Nu trebuiau să se taie, s-au tăiat, faptul consumat. Nu trebuie să procedeze. Asta e ideea. Dacă totuși ați luat inițiativ, ar trebui în viitor să țină cont, că totuși nu mai sunt paroii, nu numai la Frumoasa, și... La toate parurii s-au făcut curățenie. Aici o greșeală. O greșeală și să nu se mai repete. Dar măcar să-și asumie greșeala, să-și ceară scuze. Păi să-și ceară scuze, că n-are treabă cu Consiliul Local, domnul primar. Dar față de populație, că nu toți din Frumoasa, și catolici, am vorbit și nu toți de acord. Nu, 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 stai ca ei, păi să te vezi, 90 de oameni. Nu, nu, stai leacă, pe mine nu mă interesează. Eu vreau să spun de ce. Eu sunt potriva, știu, a distrugerii, sincer. Domnule, și-l alu, dar bănuiesc că nu o să tăiați parcul ceală, bănuiesc că o să-l curățați frumos cu oameni. Dați-mi mie, dați-mi doi oameni din Consiliu, la Ludaș, în spate la dispensar. Dați-mi doi băieți la primărie și mă duc eu și fac ordine acolo. Nu mă să nu-i tăiați. Dar eu știu. Eu știu. Mai, domnul Brață, mai aveți? Nu, no, mulțumesc. Da, altcineva? Domnul... Haideți să facem ceva și la Balcan Marnea cu animalele astea neînsoțite. Oh, da? Numai Balcan Marnea. Bă, nu văd în Balcanul Centru, poate și rețenție, dar nu ca la noi. Dom'le, când nu poți dormi noaptea, că ai un câine la poartă în cauza la cai lucutare sau lucutare, ai pierdut 10 voturi. Oglind sparte. Viti care se scarchină din mașină ca de un pom. Nu spar și oglinda și la T4 și nu crapa șofarul la pasat. Ziua mare. Nu înțeleg, dacă îi zici ceva, din doctorul veterinar care are toate serii curatabile, să le dea un avertisment. Adică să mai încercăm cu o hârtiuță măcar. Prea mare bătaie de joc. Prea mare, prea mare. Cine are un cal și vacă, n-are un cal de pământ. Deschide poarta, îmi bagă animalul în grădina la mine. Că el e putare, că e țarna deschisă. Vă dau și exemple dacă vreți. E prea urât. Și s-a ajunge la certuri sau chiar la bătăie. S-a luat o travă. Trebuie să-i pun ceva. Nu mai zic că poate chiar nu are. Dar înțelegi. Săptămâna trecută mi-o spart o oglindă, o crapată. Numai sticla 5 milioane. Deci banii nu pot să-i... De unde e așa? Și el râde de timp. Și vă spun și cine-i, vă cu mine, Doreau în Borea. O trei vii din drum. Nici dimineața, nici seara. La poliție și plătește, îi face dosar. Da? Da, da, trebuie să le dăm un avertisment la toți, inclusiv mie, ce o am vaca, la vaca mea e îngrat. Vaca mea e îngrat, eu nu o scot, dacă o scot, o scot în gândul meu, și legat. Văd când Balcan Centru se respecte, sigur și în Frumoasa și în Ludaș, se văd. Dar familia acolo se respectă cârmaia. Mai sunt trei bani. Știți unde mai este chestia asta? Între la Borlești, de la Ieșiri, de la Nechit, până la Mastacă. Știu, știu. Prins acolo, nu m-am vrut. Mai era cândva pe Grigore, acolo. Da, da, da. Da, și la Balcan Marnea. La Balcan Marnea e jale, nu vă spun. Și deja s-a luat aia, dacă îi zice ceva.
dar noi cotul acolo nu mai sunt. Da, trebuie să le dăm un avertisment în față. Domnule, intri la ceva, conform legii, că nu pot să hotărăsc eu sau... Da. Auziți, tot ne ferim, și eu m-am ferit, nici să nu recunosc pe vremuri. Tot ne ferim, că pierdem voturi, câte voturi pierdem? Două voturi, dar ăștia nu o să voteze niciodată cu cine trebuie. Da, așa e. Și dar trebuie o dată eradicată chestia. Două, trei, contează și astea. Nu de acum te proconești toată ziua că îți stai gândit din votări. Eu n-am obligat să nu mă voteze pe mine. Da, dar poate câte câștigi încă 10. Dar nu, dar sigur că nu. Dar mai bună. Păi n-am să nu mă voteze, cu copaci. N-am obligat să nu mă voteze. Supărare. Nu, uite, domnul, nu am pe poartă, nu. Nu știu, dar eu știu că am pe poartă. Dar mai avea ceva de dispus? Eu nu. Altcineva, domnul Barna? Diverse. Încep iarăși, cumva, am adus la cunoștință și în ședința trecută n-am văzut pe nicăieri când ați apucat, în afară de termenul impus de garda de medii pentru a face curat de care v-ați ținut cât de cât. Am văzut că ați făcut un pic de curățenie anul ăsta, în urma sesizării pe care am făcut-o eu. N-am văzut niciun șanț sau podest de colmatat. La părul paltenului v-am spus și ședința trecută, v-am adus la cunoștință cum vreți să formulați, domnul învățător. Nu știu, ar trebui să țineți cont. Astea sunt amendamentele mele la diverse, astea sunt problemele cetățenilor. Că dacă plouă mai tare un pic, o să fie iarăși inundați. Da? Ar fi bine să țineți cont de lucrul ăsta. Dacă nu le spune la mine, v-am spus, cel puțin la Rudaș, aveți patru familii care am dat și nume și din păsăcute care mi s-au plâns acolo. Pe urmă, eu nu știu când o să reușim. V-am zis, eu nu vreau să jignesc pe nimeni și nici nu am făcut-o vreodată. Dar trebuie să disociați între activitatea de consilier local sau primar sau viceprimar și viața privată a unui om. Nu știu cine jignește când în momentul în care se leagă de viața mea privată, de ce n-am stat eu la Ludaș, domnule învățător? Pentru că am fost profesor suplinitor în urma unui examen de titularizare pe care dumneavoastră nu l-ați dat niciodată ca să intrați în învățământ. Am luat 6,95 și am fost suplinitor un an de zile. După un an de zile, și nu mi-este rușine de lucrul ăsta, m-am dus la titularizare și am luat cea mai mare notă din județul Bacău în 2011. Verificați, domnule învățător. Domnul Barna, face documentar. Acum ce facem? Ne povestim viața? Să aveți bunul simț să tăceți din gura. A făcut atac la persoană. Bune, domnule, problemele cetățenilor. Nu facem documentar acum. Păi tocmai. Dar de ce atacați persoana? Da, dumneata de care veniți. Domnul Barna. Mai filmat, mai făcut ironic. Aveți. Mai făcut casa Giugiană. E corect așa? Eu v-am spus că aveți un stânt pe domeniul public. Ai venit și nu ai filmat casa. Ești ultimul în măsură să comentezi. Giugiană l-o Pavel Vacan. Nu s-ar dupe tu. Deci aveți bunul simț și lăsați-mă să termin. Mai făcut ironic pe mine și pe domnul Cornel. Adică tu ești corect? Ce înseamnă? Păi sunt corect. Aureu. Disociați între viața privată a unui om și activitatea de consilier. Adică tu ai voie să jignești pe alții. Am ajuns la liceu Spiru Haret, profesor titular de limbă și literatură franceză. Ne lăudăm de acum. În 2012 s-au tăiat salariile. Soția era însărcinată, am plecat în străinătate pentru că nu mi-ajungea salariul să mă descurc, domnule profesor. Că n-aveam vechimea dumitale, da? Și încasam 850 de lei pe lună. Da? Și am plecat în străinătate. Eu știu că nu vă convine. Numai tu ai lucrat în străinătate. Eu știu că nu vă convine. Dar nu mai faceți atac la persoane. De ce nu le convine? Păi de ce atacați persoana? Atacați-mi activitate. Ăsta e dreptul tău. Disociați între consilierul Barna Ciprian și persoana privată, domnul Barna Ciprian, pentru că eu, domnule consilier, nu v-am reproșat nimic din viața dumneavoastră privată. De ce? Și nimeni. Dar pe mine de ce mai vreau să de ce atacă? De ce mai atacă domnul? Nu vă păcați cu vecinul, domnul. De câte ori ați sărit la bătaie la dumneavoastră? Like? Eu la... Da, eu dumneavoastră. Atacă așa privat, mic și rău. Pe mine de cum atacă? Domnule. Păi da. Întrebați vecini. Ai un vecin acolo care e separat tare. Bun, eu nu vreau să... Domnul Barna. Nu, dar nu vorbeam cu dumneavoastră. Ba da. Nu, eu vorbeam cu domnul consilier. Am înțeles, dar nu vorbeam cu dumneavoastră. Curățenia.
Care curățenia? Păi noi zic când am făcut curățenie, datorită ție. Asta nu, care v-a, v-a dat termen garda nu, de mediu? Nu, nu, v-a dat? Ești în urmă, că toate că ai votat proiect. Noi am avut un proiect cu AFM-ul, cu Agenția Fondului de Mediu, Curățați România, un proiect, da, pe da, l-am făcut noi. Ăla este vechi, domnule. Nu-i vechi, acum. În 2022. Păi atunci e început, dar acum, domnule, dar avem acte, nu, nu mai minți, nu mai minți să part un față acolo. Eu am răspunsul gărzii de mediu. Răspunsul gărzii, că odată copite, în urma Jalbei, au venit și ei. Și le-am arătat proiectul și da. Și ce v-au spus? Da, să faceți curat. În șase locuri. Să faceți curat. În șase locuri a găsit un din. În șase locuri. Pe spate, spate unii nu s-au dus nici mutul iapa sau cum este un problem. Da. Unii ai fost și ai filmat. Domnule. Domnule, felicitări pentru ce faci. Domnule. Pentru. Ai adus comuna asta în urmă cu mult. Nu, nu, nu eu am mult mai mult. Eu nu am condus comuna în ultimii 23 de ani. Spate cu Jalbii tale n-am putut să ne facem noi treaba. Nu. Dumneavoastră vă faceți treaba. Exact. Iar reformatări, nici cu ăsta, bună, dar îi facem pe toate. Nu, n-ai, ai văzut cumva muncitorii noștri că stau degeaba? Îți fii teren, dimineață... Nu am timp să vă pundeți dumneavoastră păi, cum faci? Așa dumneavoastră nu știți ce, ce se întâmplă în primărie, nu eu. Știu tot, păi, știți tot? Știu. Da. Și cum nu știați că e să fac unghiile în primărie? Nu s-au făcut. Nu s-au făcut. Știți tot ce mișcă în primărie, dar abar n-aveți când angajatele primăriei își fac unghiile în primărie. Vă faceți de râs. Vedeți, v-am mai întrebat. Nu te-ai făcut de râs. V-am mai întrebat. Nu te-ai făcut, ai filmat o doamnă care a venit să promoveze. Da, vroia să vândă lămpile UV? Doamne, am fost cu Coțel Lescu, vă spun, da, poate prea mult, la, cu proiectul la Iași. Exact aceeași treabă, erau trei persoane. Și nu-i prima comună care da, doamne, la parchet. Deci nu-i prima comună, nu erau se mai fac și în alte comună. Erau și la parchet. La parchet, la Moinescu, m-am dus, era cineva prezent. Dar ce vreau să vândă, lămpile UV sau prosoatele? Prezentau producție. Care prosoate? Domnul Bărbat, ce ai căutat cu camera vedera? Ce ai căutat? N-ai făcut atac? Eu am filmat spațiu public. Ironii domnul Pavel și cu domnul Dudeanu. Eu am filmat spațiu public al comunei Dudeana lui Pavel Vacari. Dacă dumneata ai violat spațiu public și nu plătești o taxă pentru spațiul public pe care îl folosești, nu-i problema mea. Ai plătit vreo taxă în ultimii 20 de ani pentru spațiul ăla care l-ai folosit? Da? Ai vreo dovadă în sensul ăsta? Domnul privat. Domnul Pavel Vacaru? Este domnul privat. A plătit taxă pentru spațiul ăla pe care îl folosește. Dar nu-i pe proprietatea mea. Dar nu-i pe proprietatea mea. Domnul meu. Deci a amenajat de domnul fostul primar Rață. Așa. A făcut... Ai plătit taxă, e spațiu domnul, privat acolo. A făcut primăria. E spațiu public, pardon. Așa trebuie să plătim taxe. A făcut o stație pentru adăpost. Un adăpost pentru cetățenii care stau în stație. Pentru... Da? Așa, da. Domnul ăla e adăpost pentru cetățenii care stau în stație. Eu așa. E o terasă, ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Eu n-am făcut de capul meu, deci am avut o aprobare. Eu i-am dat voie să facă în ideea că este stație pe bune. Domnul Lucaș, ca să nu mai facem noi stații și să mai cheltuim niște bani, păi fă terasă acolo, bun. Dar ești de acord și lumea când așteaptă la bus sau unii așteaptă să te apă. Sincer, pentru asta. Nu mă știu. Am pus, am pus. Asta au fost cum, la el. Mai sunt și cetățeni care se opresc și mănâncă acolo. Da, mănâncă, domnul. Nu mănâncă ca dumneata mănânci în altă. Dar vreau să iau șubate. Dar șubate. Da, nu le-am. Nu mă știu, domnul consilier Barna, eu n-am făcut atac la persoană, doar am spus, atât am zis, să, așa cum de frumos ați prezentat raportul de activitate, puteți să prezentați și activitatea dumneavoastră privată. Păi dar vă contraziceți, domnul Gâng a zis că nu interesează pe nimeni aici activitatea mea privată. Nu ca să prec scopul dumneavoastră de a prezentat raportul de activitate, numai singurul din... Cadrul consilier, nu, pre- nu trebuie prezentat. Au predat oamenii secretari. Doamna secretară ai sarcina la ora lui. Ați vrut să vă lăudați să prezentați? Eu nu m-am vrut să mă laud. Altceva. Eu am vrut să aduc la cunoștința. Privată, nu în consiliu. Acolo și-o poate pune pe Facebook. Nu, dar problem. Da, da. Dar putea să vină și aici, da, ca să vadă lumea pe cine votează. Da, dar știi lumea.
Când votezi pe cineva în campanie, nu te uiți în curtea lui, vezi ce activitate are dumnealui. Unde a fost și-o făcut. Ce activitate am? Ia spuneți, că ăsta e iar atac la persoană. Ce activitate am eu? Eu am fost prezentat, dar nu cu eu. Spuneți, domnule Uleahu. În fin, să știți, eu în 74 am fost repartizat, au fost comisii din minister. Dar nu mă interesează, viața dumneavoastră privat. Nu, nu, dar a zis că... Nu mă interesează, a zis nu mă interesează. Dar ai zis mai înainte. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Dar nu mă interesează. Nu mă interesează. Trebuie să dau răspuns. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Dar de atât, domnule, băieți. Cum e prezentat doar pe atac? Eu nu i-am prezentat-o. Eu i-am răspuns la acuzații. Eu am spus, nu mă interesează. Nu mă interesează. Nu am făcut nimic, am predat. Ce-a fost? Deci am fost repartizat cu mie de 8.50. Am avut... Nu mă interesează. Nu mă interesează. Asta e viața dumneavoastră privată. Păi tocmai nu ne interesează. Domnul Ciprian Barna, dacă tot ați luat cuvântul și v-ați legat de... Nu m-a legat eu. Ba da, ba da, ați spus că spuneți adevărul. Așa. Și tot spuneți mereu, diricole, de... hai să luăm de la Balcani, de aici, așa, la vale până la ieșire. De ce la dumneavoastră se oprește, dacă vrea să faci rigolă, la dumneavoastră e capitol la rigolă. De ce nu se poate trece mai acolo? Totuși unde aveți mașinile, domeniul public. Ai zis eu că nu se poate trece? Deci, acolo unde aveți dumneavoastră mașină, e domeniu public, nu e. Deci nu zice nimeni nimic, le aveți. Băi, nu aveți unde să le duceți. Da, acolo trebuie făcut rigola să pot. Să fac? E domeniu public, domnul Gânga, vă auziți. Domnule, hai să prindeți într-un proiect, să facem acolo rigolă. Dar am făcut toate, domnul Raț, nu i-ați făcut rigolă acolo. Da, mi se pare corect. Rigolă? Șanț. Rigolă? Șanț. M-am uitat. Domnul Rață. Da, am început o lucrare acolo. Nu, stați puțin. Mama, dar nu era aici, tu erai. Păi nu, dar nu, păi stai, vorbiți în necunoștință de cauză, dar eu vreau să vă întreb altceva. Da. Dacă avem un pic de decență. Am fost prezent la discuție. Eu dacă am decență. Nu dumneavoastră, noi, toți. Păi așa ar trebui să avem. Am fost cu tatăl meu la dumneavoastră, Dumnezeu să-l ierte. Da. De vreo, eu am fost de două ori, am înțeles că el a venit de mai multe. Sincer, nu mi-aduc aminte că a fost să fie eliberată. Sincer. Eu am fost prezent odată. Posibil, da? Da? Sincer, nu mi-aduc aminte. Am venit de două ori, odată am fost prezent la discuții. Și v-a spus că acolo, dacă faceți, dacă puneți tub între pârâul ăla care este lângă mine, apa o va lua și va inunda toți vecinii dinspre primărie? Că de-aia n-ați făcut dumneavoastră, domnul Luca. Nu, n-am făcut. Nu, eu n-am. Deci acolo e problemă pe care o cunoașteți și de-aia n-ați spus. Vrei să spun adevărul? Eu nu știu care e adevărul. Spuneți-mi că dumneavoastră erați privat și dumneavoastră ați decis. La inundațiile din 70 sau nu știu, când o parte din cetățenii comunii care stăteau pe câmp, parcă și părinții lui Costel Iliescu și nu știu cine, au fost strămutați pe terenul bisericii din zona respectivă. Eu am avut discuții cu preoții din fiecare dată acolo vis-a-vis de acel teren. Li s-a dat la cei care au fost strămutați câte 500 de metri pătrați. 250. Scuze, 250 de metri. Așa era de atunci. Așa era. Ei, din ăștia 250 de metri s-au dus la 500, 700 și așa mai departe. 1100 are domnul Barna. Nu știu, nu știu. Era vorba de pârâul cel acolo care tot timpul merge. Pe terenul bisericii. Domnul Luca, așa, era acolo. Am mutat eu vreun centimetru de pământ. Eu? Nu pământ, gar. Voi îmi cereați, cei de acolo îmi cereau... Avem poze din satelit. Deci cei de acolo... Hai să lăsăm pe domnul... Haideți să ascultați. Nu mai mințiți. Cei de acolo tot timpul... Domnul Barna, dacă discute domnul Rață, ce face? Cei de acolo îmi cereau tot timpul să rezolv problema acelui șans. Da, eu am zis că da. Trageți gardurile înapoi. Dar toți au ieșit. Pentru că știind că-s 250 de metri, preoții veneau și mă presau că să-mi dai terenul sau nu știu ce, cei care erau acolo, domnul Vasile, dar ce-i mai iei terenul după atâția ani? Deci eu eram între Ciocan și Nicovală și am căutat să găsesc o soluție amiabilă. Și sincer, acum spun, am închis ochii. Au intrat și cei de la vale, și cei de la deal, și s-au ajuns în situația că apa nu mai ar fi de curgea. Păi, dar a fost drum acolo. A fost drum, sigur că nu. Este drum? Sigur că nu. Drum? Nu este drum? Dar nu mai este la lățime. Păi, mi-au făcut cel de la vale 6-7 jalbe,
că i-am mutat, că îl mușcau albinele domnul Luca, știi? Și într-adevăr făcea alergii și se ducea la dispensar. Ca după aceea să coalizez împotriva mea, am întotdeauna. Da. Și eu am luat pe la unul și de la altul, dar de ce nu știam? Asta știu. Mă duc când plouă, apa se oprește. Deci cam așa este. Acolo, da, este o soluție. Toată lumea la 250 de metri pătrați, gard drept, șanț și care au rezolvat. Facem o hotărâre din consiliul local. Terenul retro sau dat cu chirie. Sau dat cu biserica, poate să... Da? Nu, dacă vrea omul, nu. Apropo, ați fost de fără o parte lua acolo. Eu am fost, știu situația, nu știu dacă dumneavoastră știți exact. Eu am vorbit și cu German Adrian și cu vecinii de acolo. Într-adevăr, dacă vine apa mare, deja are acolo. Dar e pârâul, e drumul, e pârâul, după aceea vine proprietatea omului. Te lasă omul, nici cu piciorul nu te lasă. Toți au intrat, pentru că toți au intrat. Toți. Și dați-mi o soluție, domnul primar. Mutat gardul. Domnule, dar apa, vorbeam de șanțul din fața... Nu din fața. Acolo, da, obligatoriu, nu știu mai este primăria la discuții. Șanț și gardul. Erau vremuri atunci când noi nici bani nu aveam și nu aveam, iar acum, da ce întrebi? Nici o problemă. Dar este obligația primăriei să pună podez la drum și la intrarea mea? Nu. Adică, din păcate, acolo e drum județean și Consiliul județean. Și niciodată nu o să pună Consiliul județean șanț. Oh, eu stric podezul. Dar noi facem șanțul, nu-i problemă. Șansul se poate face. Podare își face la domnul meu. Deci, domn Ciprian, nu știi că acolo e drum județean și primăria nu prea poate decât să întrețină. Să întrețină atât. Vorbim de șanț, nu de drum. Îți face Consiliul județean acolo. Domnul, șanț. Păi înțeleg, primăria să facă, dar obligația cetățeanului este să-l întrețină. Păi ce să întrețin? Dacă tub n-a fost, dumneavoastră ați început. Mai este părculețul acolo, domn Ciprian, nu mai poți. Părculețul, un gospodar bun și un vecin. Păi de câte ori am strâns eu gunoi acolo? Foarte bine, eu apreciez dacă e așa, foarte bine. În fiecare dimineață, să știți, când ies cu copiii, tot găsesc și iau gunoaie. Dar să mai vină și cineva să le ridice din costurile. Aici îți dau dreptate dacă e așa. Asta e, dar nu vine primăria, tot acolo copiii. Nu a venit de la ajutor social care domnul Gânga, mă duc tot copiii noștri vin și aruncă. Mă duc acolo și dați gunoaie? La Părculeț? Nu, aici nu. Nu, un biscuit sau împreună cu biserica, dar nu, noi te plătim acolo, dar nu de voi îți facem șase și mă aveți treabă. Dar eu acasă mi-am făcut diguri de 7 metri, pentru că vine apă peste mine, nu mă duc la primărie sau la altcineva. Îmi chemă apă. Domnul meu, toți fac așa. Ascultați-mă, dați-mi o soluție în fața porții. Că acolo, acolo discutam, nu discutam. Și o analizăm. Eu dacă era la mine acasă, era șanț de a auzit. Eu să-l fac? Da, șanț, nu bătaie de joc. Dacă era la mine acasă, cu tuburi, cu tuburi, domnul primar. Domnul primar, mi-a aduceți tu, că ați mai adus odată și mi-l ați luat. Eu a zis că mi-a dat și urmă l-ați luat. Ciprian, domnul primar, îți dau un exemplu. Și cu asta încheie și îmi cer scuze de la toți. Când i-a luat foc casa lui Călgoria lui Vasile, trăia. Eu am fost acolo cu 5 minute înainte de a lua foc. Am stat de vorbă, că eu nu știu ce probleme mai aveam. Am venit la primărie și îmi dă un telefon că lua foc casa lui Călgoria Vasile. Păi n-are cum, eu acolo am plecat, de acolo am plecat. Bine, am plecat cu toți de la primărie acolo, ne-am dus acolo, casa era în flăcări, ce am putut să fac decât să izolez și să apăr celălalt. O scânteie a sărit la domnul Barna, nu era el aici. Sau nici nu mai știu. Sau, ba, cred că era, era Lumeguș de la Abric, Geluiele. Și-au luat foc. Șase băieți în poartă. Poarta era încuiată și am spart-o. Știți ce am pățut după aia de la doamna Barna? Deci i-am spart poartă. Și-au zis, bă, prost am făcut. Nu trebuie să lăsi de foc casă. Că deja pe vreo 6 metri era Lumeguș acolo, luase deja foc și noi am văzut peste gard că-i flacără. În cazul ăsta și legea vă permite să faceți așa ceva. Da, dar faptul că m-au certat că am spart poartă. Așa este, am spart. Dar dacă nu intram atunci, l-am făcut tot acolo. De asta zic, dom'le, nu chiar toate sunt roz cum le-am vrea noi. În viață mai faci și compromisuri, mai lași de la tine, mai pui și de la tine. Asta e viața. Eu vă spun, COVID-ul pe mine, pe mine m-au adus cu picioarele pe pământ, așa că... Să nu mai fie altă. Da, mulțumesc și scuze. Domnul Ceinegher, aveți cuvântul? Dacă aveți ceva legat de interes public. De interes public. Domnul interes public, da. Exact. În primul rând, vreau să trag atenția la domnul care e la Ungureanu, la exclusiv TVS. Vine aici așa, plătit din noi, primării, dar nu publică nimic. Domnule, ar trebui ședințele astea
publicate în mod direct. Sunt publicate. Mai, nu ar trebui publicate. Nu fi nevoit Barna ca să publice. Da. Trebuie el să publice. Dar sunt publicate. Ce treabă? Nu e publicat, domnul. În mod direct, da, cu ședințele trebuie să fie publicate. Nu sunt de viitor, dar sunt de publicate. Eu nu știu, eu nu urmăresc. Exclusiv de versuri, nu știu. Dar trebuie publicate acum, instantaneu. Deci am pus să fie. A, direct, direct. Nu instantaneu, direct. Direct, instantaneu. E abia că scrii poezii. Da, scrii instantaneu. Mai scriu și din astea. Foarte bine. Referitor la, iar la discuție care au fost înainte de ședință. Domnul Iahu, citiți legea numărul 52 din 21 ianuarie 2003. Ce spune ce e? Păi eu nu știu. Nu știu, dacă nu știu, dumneata nici nu știu. Eu nu știu, eu nu i-am spus să citiți ce legea. Domnule, spune așa. Articolul 1. Nu, apar n-am. N-aveți habar. Păcat că a fost și prima. Da, dar nu trebuie să știu neapărat legii. Păcat că... Spune așa, că la articolul 1, alineatul 2. Legea are drept scop să sporească gradul de responsabilitate a administrației publice față de cetățeni și beneficiar al deciziilor administrative. Domnul Cioidegheal, treceți la subiect dacă aveți ceva de spus. Da, nu, nu, e după apar. A doilea, și să implice participarea activă a cetățenilor la luare. Treceți la articolul aici, treceți la da, să respectați asta. Iar la articolul 2, tot din lege, tot ați vorbit aiurea, la articolul 7, nu 7, la articolul... Deci nu aveți nimic de spus în concluzie, da? În concluzie. Domnul președinte, spune așa. Persoana care prezintă ședința oferă invitaților și persoanelor care participă din propria inițiativă să se exprime. Posibilitatea de a se exprima. Vă rog să ne respectați acest articolul 9 din lege. La problemele spune așa, ridic, care sunt în șer, cum ai spus, pe ordinea de zi. Pe ordinea de zi scrie și diverse. Dați voie, dați voie să vorbesc. Instantaneu de acolo. De instantaneu. Nu știți să lucrați pe calculator. Ok, dar nu ești obligatorul să ascultă. Nu ești, nu, domnul, știi cum treaba? Știi de la prezentul. Hai să nu interupim, mă lăsați să vorbesc. Da. Nu mai interveniți în discuții. Ok, și la urmă discutați, purtați răspunsul, comentați după aceea. În primul rând, legat de asta. Deci, în primul rând, să publicați ședința. În al doilea rând, domnule, am ridicat problema cu salariul. V-ați convins că suntem domnul, direct. Știi cum întreba? Nu mă interesa. Domnul, suntem în direct. V-ați convins acum de poate din stajul. Da, spuneți legat de salaritare. Legat de salaritare. Am spus la ședința trecută. Domnule, citiți articolul 11 care spune așa. În primul rând, aparat propriu. Domnule, faceți distinții între aparat propriu și aparat de specialitate. Vă rog frumos. Nu sunt sinonime. Domnule, nu fac dialog. Nu fac dialog, domnul. Spune. Nu fac dialog. Scurt. Ați făcut la curtea de coturi, vă trimite răspunsul și după aia discutăm, domnul. Da, da, bine. Nu, am făcut și am făcut și mai departe. Așa, ați făcut lista asta, domnule, ați publicat... Ați făcut cărțile care le scrie. Am avut, dar... Domnule, ați publicat lista cu salariile. De ce nu lăsați? Ați publicat lista cu salariile. A dat un număr de înregistrare. Cine a compus-o și cine a scris-o? Nimic. O semnătură? Absolut nimic. E albă, e goală. În afară de asta, este greșit. Dar mai este o lege, nu știi? Este greșită. Aveți dreptul să o contestați. Domnule, dar nu, dar salariile sunt confidențiale la voi. Dar el nu știe, dar am făcut și legea ce e. Am făcut cerni și să văd ce răspunsul merge la primărie. Domnule, domnul Gânga, toți sunteți dumneavoastră cu cetățenii și cetățenii. Domnule, spune așa, asistent personal, gradul 1, gradul 0, gradul 2. Au același salariu. Domnule, știți că de la gradul 0, gradul 1, gradul 2, au un spor la... De ce are același salariu? Cine întocmește lista asta? Pentru că permite legea. Domnule, au făcut o de aritmetică asta? Pentru că permite legea. Legea permite? Da. Și de-aia la gradația... Dumneavoastră aveți căile de asta. V-am spus să faceți la prefectură. Dar am făcut mai... Și atunci aștept și eu rezultatul. Am făcut, aștept rezultatul. Dar aștept la cine mă aștept să răspund. Aștept răspund. Mai aveți ceva de spus? Aștept răspund și face. Da, am încă ceva de spus. Spuneți. La Piața La Frumoasă. Au luat pe o clădire aceea de vreo 5-6 ani, 10 ani poate. Nu, 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 mai puțin, mai tăiați, mai tăiați, exact, 3 ani, care s-au prins 3 ani, de decembrie anul trecut. Eu
stai liniștit că are mai mult de 5 ani. Stai jos? Da, stai jos. Stai jos. Domnule, de ce nu se găsește o soluție să mă ascați treaba și ei doi? Somas, e frumos, la intrare în comună, clădirea aceea, în piață, eu vorbesc din clădirea aceea, vorbesc din clădirea din piață, găsiți o soluție, găsiți o soluție și mascați-o, e păcat, e urâtul. Păi e urât, e domeniul privat, se lucrează. Domeniul privat îl avertizezi, după aceea, da, și după aceea te-a pus din treabă, băi, nu se poate, măi, sunt ani de zi. Deja s-au apucat. Sunt ani de zile de când s-au apucat. S-au apucat la acoperiș, de ce de? Acoperișul de atunci. O dat jos. Dar mai mult nu se poate. Mai mult nu se poate. Încă o problemă, domnule. Tot vă legați de Ciprian cu banii negru și nu știu ce chestiune. Dar la piața acolo așa. V-ați ocupat de banii negru cu pacii administratorului la piață? La câți dă bun și la câți nu dă bun? Eu am, domnule, am filmat, îl am filmat, dacă vrea să vină aici așa să-i arat la câți ia banii și nu dă bun. Eu am experiență în privința asta, a lua banii și... Ai experiență? Da, am experiență. O, hoțul e hoț în tine. Am văzut, domnul, am lucrat la ei, dar și știu, da. Păi, gata, domnul, ai experiență? Încetul și matale, pentru că... Așa. Au venit matale și chiar drept. Ușor. Domnule, tu știi ce are? E bolovan mare, știu. Da. Păi gata, declarăm ședința. Corect, da.